Acest program este sponsorizat de... Bună dimineața tuturor! Astăzi la rețeta de lui Radu voi găti pentru dumneavoastră o rețetă simplă și foarte simpatică, și anume fuzili cu somon afumat. Iată ingredientele. Cam 150 de grame de somon afumat, 2 praji, piper alb, o linguriță de mășoară, 4-5 linguri de smântână, 100 de grame de frunze de spanac tânăr, sare, piper, paste de orez fuzili, ulei de orez. Iar aici pe foc, ca să vadă pe un zilă bine, o cantitate de supă de legume. Nu cred că am mai multă nevoie de 100 de grame, așa că dacă nu aveți supă de legume în casă, nu vă complicați pentru cantitatea asta mică și folosiți apă sau preparați ceva dintr-o treime sau o jumătate de cubuleț de concentrat. Să începem cu pastele. Pentru două porții am nevoie de circa 200 de grame de fuzili. De apă multă, cu multă sare, care să clocotească puternic. Până atunci, însă haideți să ne ocupăm, adică până clocotește apă, haideți să ne ocupăm de somon. Tu, Flămânzilă, cum te iei cu somon afumat? Sunteți prieteni? Nu sunteți prieteni? Din motive de nepotrivire de caracter sau din motive că nu v-ați cunoscut încă? Nu v-ați cunoscut încă? Am înțeles. Eu zic că odată ce vă cunoașteți, o să vezi că e un băiat de mare caracter. Și acum tai prazul ăsta. Dăm drumul la gaz. Ulei de orez. De ce folosesc ulei de orez? S-a mai spus de 1000 de ori până acum. Tot nu știu. Fiindcă este foarte bun la prăjit și fiindcă este foarte sănătos. Conține vitamina E și gamma orizanol, bune pentru inimă. Focul mic la praz. Da? Nu vrem să se ardă, vrem să se călească, să se moaie, să se facă fragil. E, și uite așa, gătim încet, la foc mic, 3-4 minute, până se moaie. Uite, mă, Flămânzilă, s-a înmuiat frumos. Acum vin cu supica noastră. Cam 100 de grame, zic eu, că am pus. Piper alb măcinat. Acum o lăsăm să scadă la foc mic, să se înmoaie prazul ăla, să se îmbibe cu aromele de nopșoară în special și cu gustul ușor piperat. Uite că a dat în clocot apa pentru paste. Mica amestecare la început, până începe să clocotească, ușor, cu grijă. Nu vreau să se lipească între ele. Aici, la foc mic, până se înmoaie și până scade apa. E, este pe drumul cel bun, uite, că aici a început să clocotească. Șase, opt minute. Hai să zicem 7. Ne apropiem de sfârșit, Flămânzilă. Un pic de smântână.
Ia uite puiile ce e aici, ce culori frumoase. Știi că uite, somonul este destul de sărat. Prazul are o aromă excelentă. Hai să spun și ție. În farfurie aici. Porție mică sau mare pentru domnul? Mare? Mică? Mare. Gata, flămânzilă. Sper că tu și somonul afumat să aveți o dragoste la prima vedere. Acestea au fost fuzilii cu somon afumat. Nu uitați, am folosit paste de orez, bune pentru cei care au intoleranță la gluten, adică nu pot consuma paste din grâu. O rețetă simplă, foarte aromată și foarte gustoasă, în bună măsură datorită acestui somon afumat. O zi bună tuturor, în continuare, ne vedem data viitoare. Tu, flămânzilă, poftă bună când ai timp. Acest program a fost sponsorizat de...